Bună seara, oameni buni, ne întâlnim din nou. Avem multe subiecte în această seară, avem subiecte interesante, dar să începem cu o veste bună, o veste bună pentru părinții minorei care anunțam aseară că a dispărut de acasă, de la Cozieni. A fost găsită, minora se pare că plecase și ea într-o mică tabără la iubitul ei de 19 ani, din Brașov. Trăim vremuri ciudate, dacă o fetiță de 12 ani a fugit de acasă pentru un băiat de 19 ani, care probabil va suporta consecințele legii, corupere de minori se numește în termeni legali. Trăim vremuri ciudate, deci. Dar înainte de a... V-am dat această veste bună pentru cei care n-au aflat încă din presa online. Informația a apărut undeva în jurul orei 13-14. Și haideți să vă mai dau una, că nu că mă bucur, dar Mirela Vaida a fost din nou atacată, nu ea personal, ci antena unde lucrează. Femeia aia care a intrat peste ea în studio, astăzi goală pușcă, a spart geamurile televiziunii unde lucrează Mirela Vaida. Bineînțeles, a fost luată de polițiști, știrea e caldă, mi-a venit mie pe telefon acum câteva minute. Foarte interesant ar fi de aflat ce are femeia aia, știind formatul emisiunii Mirelei Vaida, aia cu Vulpița, cu Viorel, cu bătutul joc de oameni, ce are femeia aia de reproșat, ca să nu spunem altfel, de să comportă în felul următor. Atacă și tot atacă și nu se lasă, în ciuda intervenției polițiștilor. Haideți să începem cu un clip, parcă avem acum, micuț, ca să ne bucurăm și, pe urmă, intrăm în pâine. Da, merge sapa ca unsă, vorbeau băieții în regie, la mine s-aude, ia uite cum merge sapa, foarte frumos. Vă promit că tura următoare vă aduc și vouă lăutari să vă simți, să vă simteți bine, cum se spune. Da, și avem un caz, am văzut azi o postare pe Facebook, cu asta vreau să încep, deși sunt subiecte mult mai importante. Fenomenul Dăncilă. Despre fenomenul Dăncilă vorbea un domn, Gheorghe Miu, cu care eu sunt prieten pe Facebook, nu ne cunoaștem personal, sau dacă ne cunoaștem, nu mi-am dat eu seama, și zice, fenomenul Dăncilă este întâlnit peste tot, din cel mai umil sat până la București. Și dă și un exemplu. Astăzi, în comuna Padina, Buzău, în ședința Consiliului Local, a fost numit ca președinte, aici fiți atenți că e mortală, al Comisiei de Învățământ și Cultură, un producător de covrigi fără studii și fără cultură. Pentru că așa a vrut majoritatea și cu ajutorul PMP. Și zice la sfârșitul comentariului pe Facebook domnul Miu, așa ceva nu se mai poate, vrem o altfel de Românie. O altfel de Românie pe care încearcă să o facă politicienii noștri, pentru că de politicieni e vorba în continuare, și rog colegii să bage fotografia cu Marcel Ciolacu, care astăzi, iată-l acolo, este împreună cu președintele Pavel Filip, președintele Partidului Democrat din Moldova. Astăzi a semnat un acord de colaborare, de cooperare între PSD și... să nu uit, mâine se va întâmpla în sfârșit întâlnirea aceea dintre Ciolacu și Câțu, pentru a discuta pe planul de reziliență și ăla, PNRR, că mereu îmi scapă cum, până la sfârșit, cum se numește. Deci băieții ăștia doi, oameni ăștia, politicieni aceștia doi, au semnat azi un acord de colaborare, de cooperare. Partidul Democrat din Moldova traversează un moment politic complicat, cum ne spune în postarea sa președintele PSD, și este vital ca partidele pro-europene să poată forma o majoritate după alegerile anticipate din iulie. Știm că Maia Sandu a dizolvat Parlamentul și în Republica Moldova vom avea alegeri anticipate. Ceea ce, între noi fie vorba, n-ar fi prea rău nici la noi să se întâmple astfel de lucruri.
Și să vedem ruleta românească, ruleta noastră, cea de toate zilele, e ceva ce nu s-a inventat, nu se putea inventa decât în România. Colegi, clipul. Na, bună dimineața! Dar ce ai lucrat astăzi? Eu, ia, de cosât, de tăielem, de săpat, da, de lucru. Dar pe cu ce începe? Bă, nu știu, stai că văd am uiat și văd cu ce dură tot să încep, ia, mă. Poa. Doamne Dumnezeule, am uiară, mă, no, păcat, atâta am chef de lucru am avut de Doamne, fel, no. Mă duc și le pun jos. Da, și pentru că am fost un muncitor cu roapa, astăzi dimineața am fost să rezolv niște probleme administrative la primăria Vadu Paș. Și după ce am terminat eu treaba, zic, ia să intru un pic, să mai aflu și eu despre drumul ăla care nu se mai termină cu... Să intru la domnul primar Firon. Acesta, deși foarte ocupat, n-a zis nu și mi-a explicat. Dom'le, nu e primăria vinovată. Drumul ăla nu-l face primăria Vadu Paș. E un proiect al Consiliului Județean. Eu nu spun că nici că e vinovat domnul Neagu, Doamne ferește. Dar firma aia, după undeva după la Slobozia, care se ocupă de construcția drumului, unul la mână. În ultima vreme n-a mai lucrat nimic. Doar a spart, așa. Stratul e deja tasat, se putea turna lezne asfalt. Chiar a avut o discuție, mi-a dezvăluit domnul primar Firon, o discuție mai încinsă cu reprezentanții firmei, de ce nu se apucă de treabă, și au spus că suprafața pe care trebuie să toarne e prea scurtă. E fantastic. Adevărul e însă undeva dincolo de noi, ca să zic așa, firma respectivă a mai luat o lucrare, deci așa fac constructorii, a mai luat o lucrare și a comasat cea mai mare parte a muncitorilor la noua lucrare, pe care probabil o vor începe și pe aia și nu o vor termina prea curând. Până atunci, noi ne rupem mașinile în două, pe traseul la scurt, de la Focșănei până la Autorola. E cât să fie acolo? Un kilometru. Dar drumul e, mai ales după ploile de zilele trecute, drumul s-a făcut, sunt adevărate cratere. Și toți care facem naveta la Buzău ne rupem mașinile în două. Repet, nu e vina primăriei, azi mi s-a lămurit misterul, că și eu știam că e drumul Consiliului Județean. Nu e vina nici a Consiliului Județean. Dar constructorul ar trebui cumva tras la răspundere. Da, mergem mai departe. Și am să rog că vreau să-l văd pe ecranul din spate pe colegul și prietenul meu, George Sava. Iată-l ce frumușel e, care are astăzi o postare, o postare interesantă, zic eu, cu titlul Agricultură, nu abureală. Și iată ce scrie domnul George Sava. Să înțelegem că domnul Oroș nu este, sau Oroș, nu este în guvernul actual, că este undeva un independent în cadrul guvernului și că face ce știe. Nu știe, în paranteză, dumnealui de capul său, sau este un ministru așa votat în Parlament. A încercat să dai vina pe Oroș, George, acum nu este nici colegial, dar nici bărbătește. Domnilor, toți împreună ați condamnat o mare parte a terenurilor din România la secetă și totodată mii de fermieri la dispariție. Asta asumați-vă. Și am vrut să fac vorbire despre acest subiect, pentru că eu am vorbit prima dată în această emisiune că PNRR-ul ăla a fost făcut atât de prost încât România a pierdut banii europeni pentru irigații. Deci mii de fermieri vor fi condamnați să dispară. Bun, sunt alături de tine, George, mergem înainte și în trus și în agricultură și unde vrei. Și să vedem, pentru că vine un subiect patriotic, un subiect care privește Buzău și Țintești. Și cum altfel putem să mergem decât cu un clip cu o muzică pe măsură pe fundal. Da, dacă ar fi fost cadru mai strâns, aș fi făcut o glumă și aș fi zis că sunt tancurile care ies din Buzău și merg să cucerească Țintești. Așa cum am vorbit și aseară. Nu, e o filmare din altă zonă a țării. Muzica e neauși românească și filmarea e tot românească. Dar nu se întâmplă în Buzău.
Nu știu dacă mai avem tancuri la Buzău, că s-au ca desființat toate unitățile militare. Domnul Toma, domnul primar Toma, pe care îl salut, îl mai așteptăm și pe la noi în emisiuni, așa, a anunțat astăzi avantajele fuziunii dintre Buzău și Țintești, cu care, repet, eu nu sunt de acord, dar sunt liber să cred ce vreau. El propune această fuziune și Ținteștiul să devină, prin referendum, și Ținteștiul să devină un cartier al municipiului Buzău. Repet, Ținteștiul este una dintre cele mai sărace localități din județ. Unu la mână. Doi la mână. Nu cred că ținteștenii vor putea plăti impozite la nivelul impozitelor de la Buzău, fiind buzoieni, după, dacă se va concretiza acest plan, fiind buzoieni, vor fi obligați să plătească aceste impozite. Nu poți să faci impozite diferențiate pentru Micro 5 și Simileasca. Impozitele au același cuantum. Deci nu poți să faci impozite diferențiate pentru Buzău și pentru Țintești. Și trei la mână, domne, pe acolo va trece o autostradă. Cum să spui că Ținteștiul e cartierul al Buzăului și trec oamenii de la București, așa, pe lângă stâne, pe lângă găini, pe lângă vaci, pe lângă... Dar haide să vedem ce zice domnul Toma. Poate are dreptate, nu știu. Referendumul, apropo, va avea loc la toamnă. Uite, domnul Toma pare că a ieșit referendumul, se unește Ținteștiul cu Buzăul, se bucură. Ne bucurăm și noi alături de domnia sa. Și să vedem avantajele pentru cetățenii din municipiul Buzău. Prima dată. Crearea de noi locuri de muncă pentru toți buzoienii. Băi, stai puțin, cum creăm locuri de muncă la Buzău dacă anexăm Ținteștiul? Ce, doar vedem vreun desta de la bloc că ia sapa în spate și se duce să sape la Țintești? Despre ce vorbim? A, că să faci autostrada, asta e cu totul altceva. Asigurarea tuturor utilităților în cele patru sate din comuna Țintești în vederea apariției de noi oportunități legate de construirea de locuințe la prețuri accesibile pentru tineri buzoieni sau pentru noi locuitori. Da, asta nu mi pare un lucru rău, și cetățenii de la țară, de la sate, dar e ceva în normalitate până la urmă. Ar trebui să aibă gaze, apă și canal. Adică condiții minime pentru un trai decent. 3. Prin această unire există un potențial mare de creștere a numărului de locuitori. 4.000 de locuitori. Buzău are 100 și ceva de mii și Ținteștiul, toată comuna, are 4.000 de locuitori. Deci cum crește numărul de locuitori al Buzăului cu 4.000? Da, nu mi se pare o cifră semnificativă. Creșterea investițiilor cu fonduri europene. Aici sunt de acord, pentru că având o suprafață foarte mare de teren, Ținteștiul poate crea oportunități în acest sens. Majorarea veniturilor primăriei municipiului Buzău. Mă îndoiesc, domnul primar, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, Ținteștiul este o comună printre cele mai sărace din județ. Deci nu cred că va crește, dimpotrivă, dacă veți canaliza investiții spre această zonă, va scădea veniturile primăriei, nu le va crește. Dezvoltarea brandului municipiului Buzău, ai mă lași, unirea cu comuna Țintești este un pas foarte important pentru atingerea viziunii de dezvoltare a municipiului nostru, Buzău, oraș magnet, până în, deci, în Buzău în 2030, cum zice domnul primar aici, nu mai aveți voie cu obiecte metalice. Buzău va deveni oraș magnet și tot metalul va fugi de pe voi. Așa că lăsați centurile sau legați-vă pantalonii cu șiret, că centurile s-ar putea să rămâneți cu pantaloni în vine. Care sunt avantajele? Aici sunt tare curios pentru locuitorii comunei Țintești. Toți locuitorii din cele patru sate vor avea acces la rețele de gaze naturale. Foarte tare. Pot avea și acum acces prin fonduri europene. Trebuie doar ca primarul să-și dea interesul să întocmească un proiect și să-l trimită acolo unde trebuie. Vor fi asfaltate toate străzile din cele patru sate. La fel, se poate face și acum, Ținteștiul fiind comună. Vor fi reabilitate grădinițele și școlile. La fel, astea nu sunt avantaje pentru comuna Țintești. Toate astea sunt lucruri firești care se pot face pe fonduri europene, pe fonduri proprii, cu bani de la guvern și acum cu administrație, sub administrația primăriei recte a primarului din Țintești.
Care sunt avantajele pentru ceilalți cetățeni ai județului Buzău? Care ceilalți cetățeni? Că avem două feluri de cetățeni în județul Buzău. Bun, va crește puterea economică, va... Nu cred așa ceva, nu o să mai citesc, nu o să merg mai departe. Pentru cei interesați, găsiți pe internet avantajele, dezavantaje nu ni se prezintă niciunul. Deși eu v-am prezentat numai câteva, că dacă stau să mai sap, găsesc mult mai multe. Da, avem clip cu control ca să vorbim de personalul medico-sanitar din Buzău și despre vaccinare, cum altfel că doar suntem în pandemie. La brigada rutieră, vă rog să-mi prezentați actele la control. Prietenașii mei scumpi și dragi, aici de pe TikTok, între care am fost oprit de domnul polițist pentru că și deoarece nu respectam viteza corespunzătoare. Într-un cât și într-un care mi-am dat seama că Petrișor încalcă legea. Da, știrea pe care am citit-o astăzi și pe care am salvat-o să o discut cu, să o discutăm, este una îngrijorătoare. Deci, oamenii aia care mă îndeamnă pe mine să mă vaccinez, oamenii aia care mă vaccinează, nu se vaccinează. Și iată, în procente, la Buzău, la DSP s-au imunizat doar 28% dintre angajați. La Spitalul Râmnicu Sărat, spital de COVID, doar 33%. Restul medicilor, asistentelor, brancardierilor și ce mai lucrează pe acolo, nu. De ce oare? Întreb și eu ca prostul. Că oamenii ăștia mă îndeamnă pe mine în fiecare zi cu Pfizer, cu Johnson & Johnson, cu AstraZeneca, așa, dar ei nu prea-i văd făcând coadă la vaccinare. Da, avem un material interesant astăzi din zona Ministerului de Interne. Se pare că nu domnul Bode ar conduce Ministerul Afacerilor Interne, ci secretarul general Ștefania Gabriela Ferenc. Asta susține azi publicația Național, care spune despre blonda de la MAI că ar fi colonel SIE și e legendarea pe care se bazează în munca aceasta de la minister. Știți că orice șpion, ca să spun așa, trebuie să aibă o legendă în spate ca să fie acoperit cât de cât. Și asta, iată, informațiile s-au scurs și domnul Bode, pe care îl vedem seara pe la televiziuni, n-ar conduce de fapt acest minister. Fapt recunoscut oarecum și de dânsul, luat la bani mărunți de jurnaliștii de la Național, dă niște amănunte din casă, care puse cap la cap de cineva care se pricepe, duce la această concluzie. Da, și vă spuneam mai devreme că l-admir pe Mihai Tudose. Să vedem poză cu domnul Mihai Tudose. Iată-l, acest român drept. N-am vrut. Mihai Tudose acum este în PSD. Dar am vrut să-mi aduc aminte de vremurile când Mihai Tudose și membrii pro-România Buzău umblau la Talcioc prin Drăgaică în campanie electorală și au reușit să obțină unul după Brăila, unde e fieful lui Mihai Tudose, al doilea scor pe țară a fost la Buzău, la europarlamentare, scos de Pro-România. Muncă multă pentru acest lucru. Și iată ce spune domnul Mihai Tudose astăzi, publică un document halucinant din guvern. Miniștrii nu mai semnează nimic. Deci europarlamentarul PSD Mihai Tudose publică o hotărâre de guvern care a trecut prin circuitul de avizare. Dar pentru 7 din 8 miniștri au semnat oamenii din subordine. Tudose consideră că este îndreptățită suspiciunea legată de faptul că acești miniștri au de fapt alte interese și nu conducerea domeniului pentru care se află în funcție. Eu mă gândesc la ce se întâmplă la Ministerul de Interne și mi-e teamă să nu avem aceeași situație cu acoperiți și în celelalte ministere, de nu mai semnează miniștrii documente. Mai avem un clip drăguț cu moldovan. Haideți să-l urmărim. Dumneavoastră, ce naționalitate aveți? Moldovan. Moldovan? Da. Român? Nu român, moldovan. Dar e o diferență? Este. Noi grăim, ei vorbesc. Ce limbă vorbiți dumneavoastră? Moldovenește. Are vreo treabă cu limba română? Da, vă spuneam zilele trecute că s-a scut săbiile, cuțitele, paloșele în PNL, s-apropie congresul din toamnă, pe față
Tișe, Boc, și asta nu-i mai oferă sprijin, l-au lăsat cu buzansoare pe Ludovic Orban. Iată că astăzi am asistat la câteva declarații îngrijorătoare din partea Ioan Mircea Pașcu. E dezlănțuit după atacul lui Rareș Bogdan. Rareș Bogdan a spus că ar avea... Ioan Mircea Pașcu este unul dintre artizanii intrării noastre în NATO, pentru cei care nu știu. A lucrat și el la acest proiect. Rareș Bogdan a zis ieri că ar avea înclinații estice. Bun, și domnul Mircea Pașcu îl face pe Rareș Bogdan porc. Sau asta am înțeles eu, pentru că zice așa, dacă te bagi în tărâțe, te mănâncă porcii. Așteptăm cu interes replica lui Rareș Bogdan, știut fiind că e un ziarist, a fost un ziarist incisiv, dar un ziarist odată intrat în politică, înțelegeți ce vreau să spun. Haideți să vedem că se poate face și altfel de agricultură, un clip drăguț, că ne apropiem și de finalul emisiunii, mai avem 3-4 minute, cum se poate face agricultură dacă n-ai tractor. Fac bani cu ochii, din banii la buzunar, aș baga la lăutar, nu lucrez cu măruți. Merge bine, face rău, mai bine nu se putea. Unde altundeva ați văzut numerele mașinii, în Moldova noastră dragă, la Suceava, unde omul ăla pregătea lucerna pentru adunat și balotat. Și tot rămânem în zonă, pentru că la Dorohoi de data asta un bărbat s-a vaccinat de 3 ori. Și foarte senin, foarte așa, de ce declară el, e ca la masă, cer și a treia farfurie. Deci bărbatul i-a păcălit pe medici și el spune că se simte foarte bine. S-a simțit mai prost după a doua doză, dar după a treia parcă și-a mai revenit. Și ajungem la subiectul meu preferat, un minut jumate, doamna Dăncilă, haide să băgăm una dintre poze. Iată, a apărut bagnotă, după prima bagnotă croșetată care am prezentat-o ieri și care se numește Mi Leu, a apărut bagnota, dacă puteți, mulțumesc, A Oleu. Cu doamna Dăncilă, bineînțeles, pe figură. Și am să vă dau o veste bună despre doamna Dăncilă. Extraordinar materialul din în Kamikaze, parcă l-am văzut astăzi. Să băgăm și a doua poză. Doamna Dăncilă, scriu băieții. A doua poză cu Dăncilă, Dăncilă astronaut? Avem? Avem. Doamna Dăncilă, după 3 zile la BNR și-a dat demisia, a fost primită la NASA. Și haideți să vă citesc, că e savuros. Foarte așa. Deci a primit o ofertă mult mai bună. Viorica Dăncilă, angajată abia acum 3 zile pe un post de consilier strategic la BNR, a trimis deja preavizul după ce a luat interviul pentru un post de consilier galactic. Am precizat încă de la primul interviu la BNR că nu o să ratez șansa de a mă afirma în altă parte, unde cu inteligența mea pot aduce o contribuție mai mare la progresul omenirii. Plec la NASA cu conștiința împăcată că am ajutat BNR după 3 zile să devină o bancă mai bună, a declarat Dăncilă. Repet, acesta este un pamflet. Păcat că Viorica pleacă de la BNR. De când a apărut ea, colegii veneau cu plăcere la birou. Era mereu o atmosferă plăcută cu ea. Pot spune chiar că ne țineam cu mâinile de burtă la toate ședințele la care a venit, a spus Marian, un angajat la BNR. Printre atribuțiile Vioricăi Dăncilă la Agenția Spațială Americană se numără stabilirea de contacte cu ființe din alte sisteme solare, organizarea de evenimente culturale-artistice comune și traducerea de documente, pentru că și-a trecut în CV că vorbește limba romulană. Antrenamentul Vioricăi Dăncilă va începe luna viitoare și include folosirea costumului spațial, după cum o vedem, pentru că în fișa postului scrie că ea va... La Times New Roman, nu la Kamikaze, mi-am adus aminte. Pentru că în fișa postului scrie că ea va spăla geamurile stației internaționale, atât pe interior cât și pe exterior. Și pentru că emisiunea noastră s-a sfârșit, vă spun până mâine seară multă sănătate, liniște, pace sufletească, să ne vedem cu bine și haide să vedem pe scurt așa clipul cu ce frumuseți are patria noastră. Mergeți români și le vedeți!